În acest weekend, Comuna Gogoșu a îmbrăcat straie de sărbătoare. La deschiderea evenimentului au fost prezenți alături de autoritățile locale președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, alături de prefectul județului Alin Isuf, deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, moment în care i-a fost înmânat titlul de cetățean de onoare al comunei omului de cultură Victor Rusu. Cei mai tari artiști ai momentului, atât din muzica populară, cât și din muzica ușoară. Eu vă invit din toată inima să vă apropiați de scenă și să savurați din plin aceste momente. Primarul Jean Rogoveanu, alături de consilierii locali, au pregătit surprize inedite cetățenilor, o contribuție importantă având-o și administratorul public al județului Mehedinți, Codruța Rogoveanu. La eveniment au fost prezenți alături de autoritățile locale, președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prefectul județului Alin Isuf, deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru. Domnul primar Jean Rogoveanu, de asemenea domnul prefect Alin Isuf și domnul președinte al Consiliului Județean Aladin Georgescu. Vreau să-i aplaudăm și să-i întâmpinăm așa cum se cuvine. Cu prilejul zilelor Comunei Gogoșu, primarul Jean Rogoveanu i-a acordat titlul de cetățean de onoare al comunei omului de cultură Victor Rusu. Bună seara, bine ați venit! Vreau să-l invit în scenă pe cetățeanul nostru, nea Victor Rusu, din Balta Verde, pentru a-l omagia și a-i acorda titlul de cetățean de onoare al Comunei Gogoșu. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, și-a exprimat toată stima și recunoștința pentru întreaga activitate a lui Victor Rusu. Toată stima și considerația pentru întreaga dumneavoastră activitate și meritele deosebite în cultura județului Mehedinți. Vă mulțumesc, domnule prefect, sunt onorat de aprecierile dumneavoastră. În cei 80 de ani de viață, Victor Rusu a scris istorie cât ar fi încăput în 10 vieți. Povestea zbuciumului sufletesc al copilului de 9 ani deportat în Bărăgan, o nedreptate care a creat un șoc emoțional după ce întreaga familie a fost ridicată de acasă și abandonată într-un câmp, fără a-i se asigura minimul condițiilor de supraviețuire și iată că acum este cetățean de onoare al comunei natale. Mulțumesc, dragi cetățeni ai Comunei Gogoșu! Vă iubesc! Așa să ne ajute Dumnezeu! Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu i-a felicitat atât pe primarul Jean Rogoveanu cât și pe membrii Consiliului Local al Comunei Gogoșu pentru evenimentele organizate pentru locuitori. Bună seara tuturor! Nu aveam în intenție să urc pe scenă, să ținem discurs, pentru că nu e cazul să ținem discursuri. E momentul dumneavoastră și trebuie să vă bucați de fiecare moment din această seară. Dar, în semn de respect față de omul Victor Rusu, om apreciat de Consiliul Local, care iată i-a decernat acest titlu de cetățean de onoare al comunei, este un om de cultură extraordinar plecat de la dumneavoastră din Balta Verde. Mântriți-vă cu dumnealui, îl felicit pe primarul Jean Rogoveanu, îi felicit pe consilierii locali care au luat această inițiativă. Este cea mai bună dovadă de respect față de omul care i-a reprezentat cu cinste și am convingerea că îi va reprezenta în continuare. Un om plecat dintre dumneavoastră de aici, din Gogoșu și care vă reprezintă cu cinste. La mulți ani, la Victorie, să fii sănătos! Evenimentul a continuat cu un spectacol inedit de muzică populară. Administrația locală a adus numai puțin de 17 artiști, care mai de care mai în vogă, pentru a cânta pentru locuitorii zonei de ziua lor.